Într-o era tehnologizării și a crizei acute de timp, nu se mai acordă importanță lucrurilor mărunte, cum ar fi cititul unei cărți. Totuși, de ieri, Biblioteca Municipală Megidie are mai multe cărți în limba turcă, donate de către Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Ali Boskaliskan. Așa că musulmanii sunt așteptați la lectură. Cartea este foarte importantă în viața omului. Cu cât numărul volumelor citite este mai mare, cu atât baza culturii este mai trainică. Dar astăzi, într-o bibliotecă, cel mai des intră elevii și studenții care sunt nevoiți să citească anumite cărți ce se regăsesc în lectura obligatorie ori pensionarii. Poate numărul cititorilor din Megidia se va mări, deoarece Biblioteca Municipală s-a îmbogățit de ieri cu mai multe volume în limba turcă, precum albumul biling Dobrogea în izvoare, cartografice otomane, secolul XVI-XIX. Ele au fost donate de Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozgaliscan. Vin către bibliotecă elevii pentru lectura obligatorie, să spunem așa, lectura școlară, pensionarii, dar și studenții acum în perioada sesiunii. Cine vine cel mai des? Cel mai des elevii și pensionarii, seniorii comunității noastre. Ce genuri de cărți preferă cititorii? Genurile sunt variate, începând de la literatura polițistă. Sunt cerute cărțile istorice, biografii și mai ales cărțile din sunt de specialitate de psihologie. Mai sunt interesați elevii să citească? Noi spunem că da. Și chiar mă bucur că la ultima întâlnire a noastră cu elevi din oraș ne-au arătat că acești copii chiar citesc și noi ca bibliotecari ne-am îmbogățit și noi cultura lecturilor pe care ei și le însușesc și vor să citească și cărți noi. Ce cărți se pot găsi la bibliotecă? Biblioteca noastră are un fond de carte cu fond enciclopedic, deci pot găsi cărți din toate domeniile de cunoaștere. Chiar pe această cale aș invita și aduc la cunoștință că ieri domnul consul general al Turciei a venit la Biblioteca Municipală Megidia și a donat cărți în limba turcă, dar și un album despre Dobrogea și îi invit pe această cale pe cititori să vină să răsfoiască și să împrumute aceste cărți. Au mai fost făcute donații și în trecut? Da, au fost o donație mai mare. A fost din partea Universității Gazi din Ankara, împreună cu Consulatul General al Turciei. Câte cărți în limba turcă se pot găsi în bibliotecă? Sunt peste 200 de volume. Deci au de unde să aleagă. Da, da, chiar și pentru copii. Sunt cărți de povești, cărți și cu CD-uri cu povești pe care le pot împrumuta acasă. În timp ce unii megidieni susțin că și-ar dori să citească, însă programul mult prea încărcat nu le permite, alții preferă televizorul în detrimentul cărților. Părerile acestora sunt împărțite atunci când vine vorba de lectura unei cărți în bibliotecă ori în mediul online. Ce carte ați citit ultima dată? Moromeții. În liceu? Da. Ce genuri de cărți preferați? Niciuna. Adică nu citiți foarte des? Nu. Decât dacă vreau așa. Ce preferați? Cartea în mediul online sau cartea tradițională? Cred că online. N-am mai citit de mult. Dacă mai țineți minte ultima carte. Chiar nu mai țin minte. Ce genuri preferați? Romantice, cărți romantice. Din ce cauză nu ați mai citit? Nu ați mai avut timp sau? Da, din cauza timpului. Dacă ar fi să citiți, ce ați prefera? O carte sau să citiți în mediul online? O carte. Care a fost ultima carte pe care ai citit-o sau poveste? Preștiorul din os. Și ți-a plăcut? Da. Ce genuri de cărți preferi tu?
Adică povești? Povești. Sau de groază? Povești. Potrivit unui studiu Institutului Român pentru Evaluare și Strategie cu privire la consumul și obiceiurile de lectură ale românilor, 78% dintre eșantionul de aproximativ 1000 de persoane declară că citesc. Dintre participanții la studiu, peste o treime susțin că în ultima lună au citit o carte, 23% au citit o carte în ultima săptămână, iar 12% în luna curentă. Unul din 5 români însă a citit o carte în urmă cu mai mult de un an, iar 22% recunosc că nu citesc deloc.